Salut tuturor, sunt Radu și acesta este review-ul lui Note 20 Ultra de la Samsung, un telefon pe care îl testez de câteva zile și am făcut deja un unboxing, nu mai într în detalii cu ce găsiți în cutia lui, așa că haideți să intrăm direct în pâine, ca să zic așa, și să vorbim despre ce e bun și ce nu e bun. Să începem cu construcția. Deci, îmi se pare un telefon care arată foarte bine și care este excelent făcut. Este vârful la ce a făcut Samsung până în acest moment. Îmi place foarte mult culoarea aceasta Mystic Bronze. E elegantă, dar nu transmite nu știu, senzația un pic awkward pe care o dădea acel auriu al acestor telefoane în trecut și îmi place foarte mult că are bezel ăsta foarte mic în partea de sus, 1-2 mm, nu știu cât e acolo, dar e foarte mic, un mm în plus în partea de jos, din nou nu deranjant, mi se pare că este rotunjit pe laterale exact cât trebuie ca să nu vezi vreo margine acolo, ai senzația că este ecran dintr-o parte în alta. În binările sunt excelent realizate, observați că avem o carcasă mată, dar aici pe lateral devine un mic element glossy, așa care îi dă exact tușa de culoare de care are nevoie telefonul. Îmi place foarte mult că au mutat butoanele în partea dreaptă, celelalte noturi le aveau pe stânga și stilusul era în dreapta, aici stilusul este introdus în partea stânga telefonului, mai bine. Sigur, elementul ciudat este acest camera bump uriaș, dar nu atât de uh, nemai văzut, pentru că și S20 Ultra are oarecum un camera bump uh, similar, pentru că acea cameră cu zoom optic foarte mare în sistem periscop, la asta duce, vrei cameră cu zoom optic, n-ai de ales, uh, te trezești și cu un astfel de bump foarte mare pe spate. Asta chiar nu deranjează pentru că mi se pare că oricum i-aș pune husă. Telefon prea scump ca să-l țin fără husă, nu sunt genul la care să-mi permit să le schimb de se strică ceva. Problema mea cu el este că e foarte mare e chiar mare. Adică am folosit alte serii Note în trecut și mi se pare că fiecare generație crește cu câțiva milimetri în plus și pentru mine s-a ajuns la limită. E, e, uriaș. E greu de pus în buzunar, e mai mult genul de telefon pe care îl transporti mai ușor într-o poșetă sau într-o borsetă sau așa, să ai buzunare cu adevărat mari pentru a-l ține acolo. Cam asta ar fi problema lui la felul în care e construit. În rest, excelent de la cap la coadă. Și ca să vorbim despre hardware și performanță, haideți să începem cu ecranul care, sigur că e foarte luminos, este acoperit cu sticlă Gorilla Glass Victus, care e cea mai nouă generație de Gorilla Glass, deci e primul telefon care s-a lansat cu așa ceva. Rezoluția este 1440 cu 3088 pixel, dar aproape toată lumea îl va folosi în rezoluția FHD+, pentru că acolo e rata de 120 de refresh. Și apropo, pe Note 20 Ultra, refresh-ul este adaptiv, este până la 120 de Hz, pe când pe S20 este fix 120, mereu. Îmi place treaba asta în unele aplicații sau, nu știu, când stă ecranul și nu folosești nimic pe el, n-ai de ce să ai refresh la 120. Așa că faptul că e adaptiv ajută un pic la autonomia bateriei. Baterie care e de 4500 de mAh, ține două zile fără probleme, zic eu, în afara cazului în care, nu știu, vă uitați la Netflix non-stop. Telefonul se încarcă pe cablu la 25 de W, asta este viteza de top pentru Samsung-uri în acest moment și se încarcă și wireless la 15 W. Are și reverse wireless, puteți încărca aici căști sau un ceas sau orice altceva compatibil, inclusiv un alt telefon. Dacă aveți două telefoane, le puteți încărca în acest mod în timpul nopții. Bun, asta e varianta internațională, adică vine cu chipset Exynos 990, un pic controversat acolo din perspectiva mea, nu o mare problemă. E aproape egal cu Snapdragon la performanțe, poate chiar îl întrece în multe privințe. Varianta testată de mine a avut 12 GB de RAM, 256 GB de stocare internă și de reținut e că include și scar microSD, pe când Note 20 simplu nu include microSD. Deci dacă vă gândiți la un nou 20 simplu luați-l în capacitate de stocare cât mai mare în caz că știți că aveți nevoie de ea. Un element care mi-a plăcut foarte mult este s pen Deci s-a cunoscut faptul că Samsung a îmbunătățit s pen și de fapt nu 20 mi se pare că prin asta excelează, prin mici îmbunătățiri aduse față generația anterioară, în particular pentru stilus. Timpul de răspuns al scrierii pe ecran a scăzut la 9 milisecunde de la vreo 42 de milisecunde, deci o scădere de mai mult de 4 ori, să-i spunem, și se cunoaște asta răspunsul e imediat când scrii, mi se pare că chiar se simte că atunci când ai cu pixul pe hârtie, poți și să semnezi la o adică e mai fluent, mai mișto făcut în acest aspect. Și alte îmbunătățiri de care vă spuneam sunt suportul pentru wireless DeX, deci nu mai e prin cablu, este wireless acum, teoretic ai putea conecta telefonul la monitoare wireless. La o adică are acel ultra wide band, care din noi este o funcție prima oară introdusă acum pe un telefon cu Android, dacă nu mă înșel și deci nu ai cu cine să o folosești, dar pe viitor, Ultra Wideband este un transfer foarte rapid de fișiere, să spunem doar orientând telefonul în direcția celui spre care vrei să transferi. O tehnologie nouă, mișto gândită, momentan însă trebuie să intre în mai multe telefoane pentru a fi, eu știu, utilă cuiva. De asemenea, este și o integrare mai bună cu serviciile Microsoft. Programul de notițe sincronizează cu OneNote, este integrarea aceea cu OneDrive, o integrare mai bună și cu Google. Mi se pare că cei de la Samsung S-au dus mai tare în direcția asta de productivitate, de business. Probabil s-au uitat și pe vânzări, ori fi văzut că 95% din vânzări sunt către oameni de afaceri care își cumpără telefonul, eu știu, pe firmă și au zis, ok, genul ăsta de client are nevoie de un anumit tip de servicii. Camerele foto sunt foarte interesante, da, deci avem uh, acest camera bump mărișor. Uh, camerele sunt așa, avem normala de 108 megapixel care face bine 3x3 și cu un senzor imens, 1 pe 1,33 inci cel mai mare senzor, dacă nu mă înșel, pus pe un telefon uzual. Culmea că asta pare o veste bună, dar de fapt e problema telefonului pentru mine. Avem apoi camera ultra wide de 12 megapixel f2.2 și o cameră cu zoom optic 5x f3 în sistem periscop, ceea ce probabil a dus la, cum vă spunem, la apariția acestui camera bump mărișor. În primul rând vreau să spun că fotografiile chiar sunt extraordinare. Uh, vedeți acum pe ecran diverse sample fotografii de fapt făcute de mine. Detaliile sunt excelente, nu am mai văzut la un telefon așa multe detalii fine. Culorile sunt excelent surprinse. Uh, mi se pare că este perfect reglat pe toate canalele de uh, culori. Focalizarea este rapidă, nu mai are problemele de focalizare pe care le avea S20 Ultra. Se pare că au rezolvat uh, treaba aceea. Acum uh, funcționează foarte bine, inclusiv pe video, numai acel hunting de focalizare. Pentru cei care vor să știe cum se comportă noaptea, mi se pare că rezultatele sunt bune, dar la nivelul S20 n-am văzut mari diferențe față de telefonul meu. Pe zoom optic, unde ai acel 5X, e uimitor ce poate face un 5X normal pe un telefon și cu ajutorul zoomului hibrid poți ajunge lejer până la un 20X cu detalii ok. Poți fotografia și la 50X din mână, chiar este o fotografie clară, să-i spunem, nu mișcată, dar fără multe detalii. Senzația de oil painting rămâne și la 50x, din păcate, mi se pare prea mult. Dar un 20x este perfect fezabil și chiar dacă se pierd detalii, evident, îți dai seama ce e acolo la distanță și vezi chestii precum, aha, uite ce număr de înmatriculare avea acea mașină, să zicem. Acum, spuneam că problema este culmea la senzorul prea mare pentru un telefon. Știu, senzor mare ar calitate bună a imaginii și performanță mult mai bună în întuneric. Și înseamnă asta. Problema este următoarea. Când ai un senzor mare, razele de lumină intră din diverse direcții în el și apare ceea ce se numește un cerc de difuzie. Adică, uitați-vă la fotografia asta. E o frunză fotografiată de mine de aproape. Zona în care este foarte clar e în centru și imediat spre lateralele frunzei, în partea sus și de jos mai ales, deja devine neclară. E adâncimea de câmp atât de mică încât focalizarea foarte bună este doar pe centru. Sau un alt exemplu aici cu o prăjitură. Prăjitura e clară și credeți-mă, la un zoom se văd niște detalii excelente în bezeaua aceea, dar lemnul pe care a fost ea adusă este deja nefocalizat, e neclar și este un fenomen optic. Nu, nu poate fi evitat, nu poate fi corectat software, este un fenomen optic care ține de faptul că unele raze de lumină intră la alte unghiuri în senzorul foarte mare, tocmai pentru că e mare, permite acest aport de raze în diverse direcții. Poate vă întrebați, bun, dar un aparat full frame cum rezolvă problema asta, că acolo senzorul este uriaș față de cel din telefon? Simplu, folosește obiective cu diafragmă reglabilă. De asta la un full frame mai adâncime de câmp foarte mică la f1.8. Dar dacă vrei mult mai mult în focus, pui un f7, f11, f22 și te-ai dus. Telefonul însă are un singur f, f1.8, reglat așa ca să intre cât mai multă lumină și, din păcate, consecința negativă este defocalizarea aceasta. Eu cred că mulți nici nu vor observa această problemă. Cred că e genul de problemă pe care nu știu, 90% nu vor observa, dar poate chiar s-ar putea să fie încântați de faptul că se face automat această defocalizare a fundalului. Pentru mine personal, nu e ce trebuie în acest uh, capitol, pentru că fotografiile pe care le fac eu, de obicei pentru blog, au nevoie de aduncime de când cât mai mare. Eu, nu știu, fotografiez un magazin și vreau să se vadă tot, sau fotografiez un obiect și am nevoie să fie tot obiectul în focus, nu doar o farfurie, să zicem, cu mâncare, vreau să fie toată, tot preparat un focus, nu doar uh, fix zona pe care s-a focalizat. Asta e o chestia mea particulară, s-ar pentru alții să nu fie nici măcar o problemă, cum vă spuneam. Acum Samsung a îmbunătățit și partea de video. Acum pe video uh, filmarea uzuală este 4K 60 de frame-uri pe secundă. Nu am mai văzut acel hunting de focalizare despre care vă spuneam anterior, chestia asta mi-a plăcut mult. S-a îmbunătățit un pic filmarea 8K, cei care vor asta. Din păcate tot la 24 de frame-uri pe secundă se face nu știu, poate chipsetul chiar nu suportă 30, însă se poate filma în raport 21 pe 9 pentru a avea acel aspect chiar cinematografic. Și uitați încă o chestie cool aici, în modul de filmare Pro Video pot regla pe ce microfon să înregistrez. Acum este pe setarea Omni, dar îl modific acum să înregistreze pe microfonul din față, ca dacă, eu știu, vreau să aud mai bine sunetul de acolo, sau pot să-l dau pe microfonul din spate și atunci sunetul se va auzi un pic mai slab pot astfel să aleg în funcție de partea telefonului din care vorbesc eu atunci când filmez ceva, cum să fie sunetul. Mi se pare foarte mișto funcția asta, aș vrea să o am pe, și pe telefonul meu pentru că uneori pur și simplu preia sunetul pe care nu mi-l doresc în loc să preia vocea mea. Haideți să trecem la concluzie, zic eu. M-am gândit așa mult ce să spun despre el și concluzia desigur decurge din ce v-am spus până acum că este excelent făcut, Harderul mi se pare de top, e cel mai bun Samsung al anului, pentru că sigur nu va mai scoate Samsung un telefon mai performant în 2020 și chiar este remarcabil ca aspect și ca număr de tehnologii introduse pe lângă nu știu, memoria RAM și chipsetul său, e un pas în față în acest domeniu. Culmea este că Note 20 Ultra costă 6300 de lei, atât costa 20 Ultra la lansare, dar fără să aibă stilus și fără să aibă și aceste mici tehnologii în plus la bord. Deci 920 Ultra de fapt se lansează la un preț mai bun decât s-a lansat acum 5 luni uh, fratele său, să zicem S20 Ultra. Bun, și dacă e cel mai performant telefon Samsung, care sunt problemele sale? E, dacă mă uit la generații precum Note 8 sau Note 9, mi s-a părut că acelea chiar erau genul de telefon la care să viseze orice om. Adică erau supremul mobililor din acel an, utilizabile de oricine. Mi se pare că Note 20 și Note 10 de altfel, au ajuns prea nișate. Adică, primul este foarte mare, deci este gândit pentru cei care își doresc un astfel de telefon mare sau care își doresc musei acest model cu stilus, cu tot ce vine el în plus și acceptă cumva compromisul că vor avea un model foarte mare în buzunar sau în geantă sau unde îl poartă. Dimensiunile au crescut așa în fiecare an câțiva milimetri și la un moment dat, nu știu, sper să mai și scadă pentru că e mare, mare chiar și pentru mine. Asta zic, dacă vă interesează acest telefon, asigurați-vă că știți la ce vă băgați. Mai e problema asta cu camera de care v-am spus, dar nu uh, nu considerat de important. E ceva ce mă deranjează pe mine personal, dar nu cred că îi va deranja pe mulți. Probabil majoritatea chiar vor fi încântați de ea. Singura chestie este, deci, că fiind atât de scump, până la urmă, 6300 de lei la lansare, v-am spus, deși include la precomandă căști Buds Live, cred că deja se adresează clienților care vor musai Note nu mai este așa pentru oamenii care vor cel mai performant telefon, ci pentru cei care vor Note, cu stilus, cu toate funcțiile astea de business și securitate și uh, ce altceva mai include. Și nișarea asta, nu știu, prea strice pe termen lung. Pe de altă parte, Samsung cred că își cunoaște mai bine clienții și poate au decis, ăștia chiar sunt clienții noștri și mergem o in către ei. Ăsta a fost Note 20 Ultra. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut clipul, dați și un like sau un subscribe acolo la canal, ce vreți. Ne vedem la următorul clip. Să aveți o zi bună!